apă potabilă. Să veniți alea cu sigur la mine. Așa e corect. Tata în casă. Cine a făcut lista asta la primărie? Da, 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 să verific. Da, a venit la mine în casă să vadă că a ieșit pe geam. Pijam m-a scos. Am stat în apă până aici. O venit pompieri și m-a scos. Da, o venit pompieri și m-a scos de casă. Da, să vedem, să vedem la tine pe copil. Să vedem colo casă la copil. Să șau așa de pe părău. Dar normal că dă-n satul. Dar când mama necată în mână, a venit în satul. N-a fost în satul în mână. Dar să vii la mine acasă. Din partea noastră. Să vedeți să nu bem apă. Să bem și aia de pe părău apă. Până la gât în mâlsul cu asta și astea te-a pe râpă să uitau la noi. De ce nu bem apă? Și s-o cara cu caruțele în dealul apă și tăți. Stau și râd din noi aici amâliți. Dar el degeaba a scos plămâni, că aici dacă nu scoace pârâul ăsta și nu îi dușem tăți acolo la zași, atâta, atâta fiu. Niciodată nu-ți facem nică. Mamuții, dacă nu scoate pârâul, să mamuții de pe gârla asta că am băgat mii de bani de euro în casa asta și nu mai stau aici. Dar trebuie să fac o leagă și ceva în sat, uite că m-am saturat. Uite o leagă aici și... Dar duci, șerif, duci și filmează. Și bine, unde să vii cu asta și cum stați cu apa potabilă? Dar nu avem de 3 zile apă potabilă. Nu am, am vițăi, am porci, și am gai, n-am de unde să le dau o cană cu apă, că mor în necate acolo în satate. Le-am salvat, am stat până la gât și le-am salvat și acum mor de sete, de tăci și alea. Fânăria cu fânii o luat-o, ne-o dus-o cât 9 ore. Și fânării, două fânării, două raziuri. Da. Dealul s-o rup cu, tă, cu ierburi, tăt, și ăștia de pe părău stau bine mersi. Și care și dă primaria, uite, și dă primaria. Dau la aici de pe părău care n-au nimic și spun la televizor că sunt mii de familii afectate, că nu știu și, și uite cum stăm aici în mâna. Dar și cine tu ai tași mașina? Primarie. Eu știu și cine, îi cunosc, nici nu cunoștem. Bagă în bulunar fondul. Trebuie dus, am spus să trebuie dus. Să muci de aici, că trumea. Acolo se distribuie apă acolo? Da. Aici am bușmei numai locul. Dacă aici nu mi-a ieșit nici într-o sacă. Da, da, da. Trebuie la porți, dacă trășea să vedeți cam cum e. Dacă scoate pe rău, bine de bine, dacă nu... Dar ce ți-te de ucea? Bună ziua, domnul vice? Domnul vice, eu? Toată lumea o lua la fel, după tabel. Ați dat drumul? O secundă, da. Bună ziua, Viorel Luca, sunt viceprimarul Comunii Farcașa, județul Neamț. Da, noi avem două sate cel mai tare afectate, satul Bușmei și satul Stejaru, scuzați-mă. La Stejaru avem în jur a 50 de locuințe afectate, la Bușmei în jur a 30 de locuințe afectate, plus bunurile materiale ale fiecărei locuințe pe care, cel puțin în momentul de față, nu le putem evalua. Nu avem victime, s-au gestionat foarte bine situația. Spațiile pentru locuit, pentru evacuări, le avem pregătite încă de vineri seara, însă cetățenii au preferat să-și protejeze bunurile și au evacuat copiii la rude, la cunoștințe. În prezent, situația e sub control, apele s-au mai retras, ploile s-au oprit. În prezent, distribuim alimente pentru persoanele afectate. Mă refer cu precădere la apă, conserve, pâine. Ce fac oamenii care nu au și de mare, au și o cantitate foarte de mare apă, în afară de apă de băut, apă pentru animale? Vă dați seama că situația e destul de dificilă. Nu se poate să prezentăm, o să prezint o situație, nu cunosc nici măcar evaluarea completă a pagubelor. Nu știm câte animale au fost luate din gospodării. Știu doar că foarte multe persoane au reclamat dispariția luată de apă, dispariția mă refer, a animalelor, porci, cornute, vite, păsări. Cu apa pentru aceste animale care le-au rămas în gospodărie, doar dacă s-au limpezit puțin viiturile, se poate să le alimenteze. Aveți în vedere regularizarea cursului acesta? Regularizarea e avută în vedere de mai mulți ani. Cel puțin cu privire la pârâul Bușmei. Se duc de mulți ani lupte pentru a trece din
pentru a trece acest curs de apă în proprietatea primăriei, în administrarea primăriei, ca să putem să-l canalizăm, să-l diguim. Sunt ceva probleme tehnice, ca să zic așa, în prezent. Sperăm, avem promisiuni că în viitorul foarte apropiat le vom rezolva. Care sunt cele mai afectate case? La ce vă referiți? Case, deci familii, care sunt cele mai... Cele mai afectate, n-aș avea o listă, să vă spun ca nume, dar toate casele din cele două sate, deci aproximativ 80 de case din cele două sate, sunt afectate în proporții mai mari sau mai mică, dar sunt afectate. Plus rețeaua de apă a localității, care este distrusă aproape în totalitate, și o parte din rețeaua de canalizare a localității. Bătrâni neputincioși care... Nu, sunt monitorizați. Cazurile care au fost un pic dificile au fost preluate încă de vineri noaptea și sâmbătă dimineață. Acum suntem sub control. Deci aveți, să spun, o supraveghere atentă? Avem, avem oameni, echipe, alertați. Avem voluntari, jandarmi. Suntem pe poziții. Da, e un reportaj mai... El trebuie să curgă direct către biserică. Nu reușim să ducem tratativul. Dacă vă duceți mai la deal, e prăpăd. La deal, oricum, e minune, Deci, săraci oameni. Acolo! Am filmat de aici eu. Da. Zic dacă pot trece.
căpelurile. Ah, că se potea pe fereastră. În bucătărie. Cât de mare era apa? Până se vede dunga, da, nu? Da, până se vede dunga. Mergi să vii. Da. Până acolo apa. Da. Oricum este o casă bătrânească, nu cred că mai putea să vă mai puneți în... Uitați pereții crăpați. Acolo nu pot. Nu pot. Aici, veniți și aici. Eu nu. Da. Uitați aici. Aici era bucătăria și cămara. Atât aveam aici. Mașina de spălat acolo. O pisică. O pisică. Mai găsește locul. Da. Ești și stă afară. Mai muncesc, ce se face cu mâinile? Deci aici locuiește Erhan Daniela cu copiii, că soțul a murit, și cu cumnatul meu și cu nepoțelul. 2 mm aproximativ. Poftim? 20 de prăjini, 2... Sunt 10 prăjini de arătură. 10 prăjini? 10 prăjini. Deci aici în vale aveam o gor, aici așa, și aici era frumos, era verdeață, era bine, era foarte bine încă. Doi copii aveți, da? Am trei copii. Trei copii. Trei copii, nepoțelul și un cumnat care îl întrețin eu. Și în momentul din de față, lui. Copiii unde sunt? Un băiat este aici, lucrează cu ziua și doi copii sunt plecați în Anglia. Nu mai apucați de curățenie. Mâine. Ne-ați sunteți la stână, nu? Da. Lucrați la stână, de asta nici nu știu de... Da. Și veni pereți.
Uite așa, bă, tibet. Aproape că nici. Așa, scos din odaie. Din casă? Din casă, uite, am avut ceva pus în ea și... S-o mânătate. Apă? Ce-a să pățiți? Uite, uite tu o comentică. De-amnează, de-amnează fost, nu sara. De-amnează, da? Da. Erați în casă, nu? Da. Și ce ați făcut în momentul în care ați văzut... În care s-a țin pe panul iuțeam la televizor și... Și... Numai bine băiatul la mine, mamă, dar hai mai repede și scoate găinile. Când cum să mai bucă, apa vine până aici și ți-o neacă tăce găinile și... N-a mai bucat-o, a început a veni apa de la țea și lemn și uite și până o băcut treaba asta. Nu ați mai rămas cu nimic, nici cu agricul, nici din pământ, nici tot. Nici. Ați avut apă în casă, nu? Am avut apă în casă, uite, și apară, și terasă, și n-am nică apă de băut, n-am nică. Și ați început să scoateți din casă... N-am început că n-am apă, n-am cu ce spala. Mâinul n-am apucat să-l scoat. Că... Că nu e... Nu am apă, curață să spăl. Nu e apă la rubinie, că dau cu furtunul, prin... Cum dau, din casă e parchet, trebuie să poți tot și podea, nu mai e și pașe. Câți ani aveți? 82, trecut de 82. Mulți înainte. Mulțumesc. Au mai fost așa ceva în... Bă, dar când cu sloi și ea de un rebelion, am nici știu câți ani de atunci. Au fost și atunci, nu? Da, și de capul. Și în casă, și pișa, eram nenun iară. Și iar în 72 sau 30 cu iară. După 4 ore am prins aici, dar atunci am zis, am făcut un zic la mare, dar venea bistrița, venea pe aici. Lua grajă, lua ceai, garduri. Noaptea acum. Ieri am fost dusă de aici, plecată, în parcaș, m-a primit cineva. Și în noaptea asta unde dormiți? Aici, nu să mă duc. Mai primea și omul într-o zi și într-o noapte, dar doi le-am scoate. Dar vă oferă și o, un pat aici la căminul, cu lacul căminul unde au ei. Da, pat am și eu. Nu ajuns apa până la pat. Îi mâl pe jos murdar, dar mă culc în patul meu. Asta e, deci casa și locul... Nu se lasă. Da, mulțumim mult de tot. Avem și, dar noi am distribuit și o să mai ducem mai sus. Aici am rămas cam fără. Mai puțină cam fără. Hai că-i noroi aici. Dă un pic ca să scoatem apă. Poate ne dăm joasă la de aici. Acum, acum ne dăm. Sunt acolo care e disfăcut. Da, Daniela nu. Da. O femeie, uite acolo, dă-mi un bidon și dă-mi și un sandwich. Mai este o doamnă, văd, că mai la vană. Lua două bidoane și două sandwich.